people need the trees to hold a meditation, and the working class want to eat them 10 times. Da, să te opui tu, mă! Am fost la BT Constanța, unde am făcut contestație să le schimbe calitatea tuturor martorilor mincinoși care au ascuns adevărul și să dispună în consecință măsurile legale prin întocmirea rechizitoriului. Eu sunt partea civilă în dosarul tot penal. Să moară familia mea dacă te iau. România, undeva în Balcani. Când te iei de gust, ține emoții motivate. Am fost la IPG Constanța, unde am solicitat date despre dosarul instituit urmarea plângerii mele din, și a statului meu din 31 martie 2023. Plângere cel vizat pe Gărghia Răzvan, vedeți de pe YouTube, suspect în dosarele care burzul e persoană vătămată. Iar când m-am dus să cer detaliile la postul de permanență, era același polițist care a refuzat să-i înregistreze tatăl meu plângerea în 31 martie 2023. Iar acum când m-am văzut, i-am zis, Dumnezeu, ai fost cel care a refuzat. Nu am refuzat, așa au fost ordinele. Pe agentul respectiv îl cheamă Nicolae Adrian. Așa mi s-a prezentat el. Deci domnul Nicolae Adrian mi-a zis, așa au fost ordinele. Ordinele din partea cui? Cu mașina GT14 Ford a oprit la trecerea asta de pietoni și mi-a arătat Gărghia Răzvan, stătea în fața poliției, în lateral, în fața poliției rutiere. Când m-a văzut pe mine, a plecat din fața ușii poliției rutiere și s-a dus în colț, în colțul marcajului pietonal, pe unde urma eu să traversez strada. Iar când am traversat strada Mării, Nița Aurica cu mașina GT60 Niț era parcat după trecerea de pietoni. Sunt de vorbă cu același individ cu care parcat după trecerea de pietoni. A țipat după mine, iar la trecere de pietoni făcea stânga pe strada Tineretului. Era acolo Nița Aurica cu mașina GT60 NYT. Era în fața poliției. Și uite-l pe Cipi, era cu Vancea Victor. Și am zis, bă, domn frumos, salută-l de la partea civilă. Și eu și tata, cu cafeaua în mână pe lângă câinele ăsta, mă duia. Iar Gărghia Răzvan țipa după mine, de la geam plecă de la elefteriu, iar mușcă, așa țipa. Probabil s-a uitat după mine și a văzut că câinele mă mârie. Gărghia care mă hărpiește în timpul serviciului, mă urmărește. Traversam trecerea pentru pietoni, a scos capul pe geamul de la poliția rutieră și a strigat, a zis, masca, și am zis, o poartă el și aia care l-a făcut. Păi eu vreau să fiu, să întreb când voi fi audiat eu în calitate de persoană vătămată, că ăla strigă după mine în continuare, alaltă era strigat după mine, masca. Bun, dumneavoastră, domnul Curciu, dacă aveți ceva de sesizat sau cu privire la care nu ați formulat sesizare, cum spuneți să strigă cineva după păi, Gărghia Răzvan, păi nu, mă pronunț eu în calitate de persoană vătămată. În dosarele rudele. Am înțeles. Păi sunt persoană vătămată că domnul procuror a apreciat. La BT Constanța, unde am făcut contestație împotriva ordonanței de clasare propusă de domnul procuror în dosarul Apapei Nicolae, să le schimbe calitatea tuturor martorilor mincinoși care au ascuns adevărul și să dispună în consecință măsurile legale prin
lumina lichiditorului. Ne vedem în procesul penal, în fața judecătorului. Băiatul. Tot județul și orașul, la 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 la, știe că eu le se nașu, la la la. Bagă-te în seamă cu mine că... Ce fac o plăie? Păi nu te-au făcut una. De ce să... Dar ce vorbești? Ce? Păi i-au făcut-o. Numai una, o grămadă. Nu mi-ai zis băiabul, hai că-i băiabul. Da? El cine? A fost la pușcărie? E, că și de mine ai scris. Pa, Eliza. A fost la pușcărie pe... Diana walked up to me. She said, I'm all yours tonight. Like that, I ran to the phone, saying, baby, I'm alright. But so I locked the door because I forgot my key. She said, he's not coming back because he's sleeping with me. Eu sunt partea civilă în dosarul tău penal. Să moară familia mea, dar pe tine... Nu, nu te mă, hai să vezi! Răzvan și cu tine și cu Natalia Andrei, am mers la parchetul de pe lângă tribunal. Păi nu, că sunteți cinci în față. Ce am făcut eu? Ia, hai să vedem. Ce-am făcut eu, dacă sunt în față? Nu contează, dacă sunt făptuitor. În registrarea de vineri am mers la parchetul de pe lângă judecătorie, la dosarul Drăghia Răzvan, sâmbătă. Ce-am făcut eu? Dumneata, trebuia să-ți faci meseria încă din anul 2020. Deci nu aveți competența să-ți faci meseria în anul 2020. Că zici tu? Nu, nu că zic eu. Infracțiunea de induce la eroare a organelor judiciare și mărturie minunată din dosarul ăsta. Eu nu mai dat judiciar, domnule. N-ai competența tu infracțiunea de inducere a neroare și mărturie mincinoasă presupune certificat ornic. Iar tu n-ai certificat ornic. Am fost la Pete Constanta, unde am depus la dosar pe 2023, un suport optic cu o registrare cu suspectii Radale Andrei, Elefteriu Florin, Drăghia Răzvan, Ebu Amedenis. Am fost la IPC Păstata, unde am formulat o plângere penală pe numele lui Ebu Amedenis, agent și acuzatul poliției orașului Lăbădari, și foarte bine pe judiciarism și creează situații de inferioritate pe temei de dizabilitate. Scriind în procesul verbal întocmit pe 26 august 2023, pe lângă faptul că am alertat autoritățile, deci eu n-am alertat autoritățile, scrie, nu scrie de faptul că eu mă folosesc de handicapul meu fizic pentru a obține anularea procedurilor verbale în urma infracțiunilor politicilor. Procese verbale, cum e acela din 26 ianuarie 2021, dat de Vangea Victor, cele din 26 și 27 dat de infractorul Elefteriu Florin, vedeta în Sfânta Elefteria.
The people need the trees to hold a meditation. And the working class was to ease them tension. Little lions don't burn them down. Don't call we local, we international and we global. I'll tell you this, don't call we no local song. This little lion song, no run this reggae business. The people need the chance to hold a meditation. And the working class wants to ease them tension. Little lions don't burn them down. Don't call we local, we international and we global. The people need the chance to hold a meditation. And the working class wants to ease them tension. Don't call we local, we international and we global. I'll tell you this, don't call we no local song, this little lion song. Ce, domne, mască nu purtăm? Să vezi ce te duci la pușcărie. O să ajunge la... You know who's back up in this motherfucker. The people need the chance to hold on.